Creștinii ortodoxi trăiesc zile încărcate de spiritualitate. În a treia zi de Crăciun este sărbătorit Sfântul Ștefan. Numeroși credincioși s-au adunat astăzi la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin pentru a participa la slujba oficiată cu acest prilej. Sfântul Ștefan este unul dintre ucenicii lui Isus și primul martir al Bisericii Creștine. La acel moment, diaconii și arhidiaconii aveau o mai mare putere, să spunem, în biserică, pentru că ei, pe lângă faptul că slujeau, puteau foarte ușor propovădui cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Ștefan este sărbătorit în fiecare an la 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun. Numeroși credincioși au venit la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin pentru a participa la slujbă și pentru a se ruga. Sfântul Ștefan este primul martir al creștinilor. Acesta a fost omorât cu pietre de farisei pentru că și-a mărturisit credința în Iisus Hristos. Prăznuim pe Sfântul Apostol, întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan, unul dintre cei mai mari sfinți ai Ortodoxiei. A fost diacon al apostolilor în instituția diaconiei înființată pentru a avea grijă de văduve, de bătrâni și de copii, pentru a fi de ajutor la mesele care se puneau pentru ei. A fost un bun orator încât toți nu se puteau întrece cu el în cuvânt mai marii sinagogilor și ai iudeilor. I-au fost aduse minciuni că ar fi vorbit de rău pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe Dumnezeu, și de aceea l-au adus să-L judece în Sinedriu. L-au scos afară din cetate și l-au ucis cu pietre. În timp ce aruncau pietre în el, Sfântul Arhidiacon Ștefan spunea: iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. E una dintre cele mai mari sărbători, într-adevăr. Întotdeauna când vii la biserică, nu vii decât cu gândul către Iisus Hristos, Cel care să ne mântuiască. Pe noi, cei care ne rugăm, și pe greșinții noștri, căci fără iertarea greșinților noștri, nici viața noastră nu este întru totul întru Iisus. Pentru sănătate și pentru pace. O veche tradiție spune că de ziua Sfântului Ștefan este bine să se aducă în casă icoana care îl înfățișează pe acest martir, Sfântul ajutându-i pe creștinii care au probleme de sănătate, dar și pe cei care se judecă de multă vreme cu alte persoane. Tradiția mai spune că pentru sporul casei și sănătatea rudelor bolnave sau păgubite, este bine ca pe 27 decembrie să se dăruiască o icoană a Sfântului Ștefan sau o candelă nouă aprinsă.